Vreau să citesc ceva din cuvântul lui Dumnezeu pentru noi toți. În Duhul meu simt această apăsare din partea Duhului lui Dumnezeu de a citi acest cuvânt. Ar trebui să fie despre ceea ce citesc, ar trebui să fie în centrul Bisericii Betania, în centrul închinării, în centrul slujirii noastre, în casele noastre, în centrul caselor și a vieților noastre. Cine a crezut ceea ce ni se vestise? Câți mai cred astăzi despre Iisus Hristos? Cineva spunea, Iisus este doar o poveste ca să manipuleze oamenii. Cine a cunoscut brațul Domnului? Este aici cineva care a cunoscut brațul Domnului? Să ridice o mână sus? Slăvit să fie Domnul! El a crescut și vorbește despre Iisus ca o traslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile. Nu știu cum era Domnul, dar evreii nu sunt blonzi cu ochii albaștri, sunt bruneți cu ochii negri. Dar Biblia spune că nici strălucire care să ne atragă și înfățișarea lui n-avea nimic ca să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și câți nu stau astăzi cu spatele întors înspre Iisus Hristos? De câți nu s-a îndurat Fiul lui Dumnezeu? Au strigat unii de departe ca leproșii, Iisuse, ai milă! Și totuși rămân cu spatele întors. Noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Unui bărbat Dumnezeu îi vorbea prin Duhul și spunea să nu te abazi nici la stânga, nici la dreapta. Nu-i vremea să te oprești, nici să dai înapoi, că trebuie să ții mărturia lui Iisus Hristos. Oare Biserica Betania trebuie să ție mărturia lui Iisus? Trebuie sau nu trebuie, fraților? Trebuie să mărturisim îndurările Domnului între noi? Amin? Și ascultați, aș vrea să-L onorăm astăzi pe Domnul. Aș vrea să-L onoreze fiecare. El era străpuns pentru păcatele noastre, ale celor de afară, a celor care sunt în închisoare, ale noastre nu, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem. Aș vrea să-l onoreze ridicându-se în picioare toți aceia care au fost vindecați de Domnul. Eu stau primul în picioare. Aș vrea să-l onoreze pe Domnul, prieten al casei lui Dumnezeu. Ai fost vindecat pentru că Domnul și-a pus mâna. A Domnului să fie slava. Acum ne ridicăm cu toții pe picioare. Cântăm pentru slava și gloria acestui Dumnezeu care ne-a vindecat rănile, care a fost dat pentru noi. Și ceea ce vreau să vă spun, în centrul vieții mele trebuie să fie jertfa ispășitoare a lui Iisus. Și ea trebuie să fie ceva real, nu o poveste, nu ceva citit. Cântăm cu toți o cântare pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Apoi, în urma acestei cântări, fratele Cornel se va ruga Domnului, pentru că avem nevoie de acest cuvânt al lui Dumnezeu ca sfat pentru noi. De câte ori n-am venit aici într-un fel și ne-am dus schimbați acasă? De câte ori nu am venit aici răniți, descurajați? Și un cuvânt al Evangheliei numelui lui Iisus Hristos a schimbat ființele și viețile noastre. Iisus este aici! Și el spune, ești împovorat, vino la mine. Ești trudit, vino la mine. Și eu îți voi da odihnă, slăvit să fie numele Domnului. Ceea ce te frământă, pune la picioarele lui. Tu nu vei putea să faci nimic. Dar cel care poate totul este aici și numele lui este Iisus. După ce fratele Cornel se va ruga și mă cere îndurarea și binecuvântarea lui Dumnezeu, fratele Adrian va citi cuvântul lui Dumnezeu, din care el va și vorbi astăzi.
Apoi cu toată biserica vom sta înaintea Domnului și vom mulțumi pentru că ne-a vindecat, pentru că s-a dat. Și vom spune, Doamne Iisuse, vrem ca jertfa Ta căci să fie în centru vieții noastre, căci numai prin sângele Tău putem să ne apropiem de Domnul nostru Iisus Hristos. Și în rugăciunea aceasta aș dori să ne aducem aminte de familia Pintea. Sora Aurelia și-a pierdut mama. Să ne rugăm pentru sora Aurelia Pintea ca Dumnezeu să o întărească. Să o binecuvânteze, să-i dea putere să privească înainte și golul acela nu va fi umplut, pentru că locul mamei, locul tatălui, locul copilului, locul partenerului de viață nu poate să-l ia nimeni. Dar Domnul poate să-și pună mâna peste locul acela și să dea mângâiere prin Duhul Său. Cântăm cu toții! Am ales pe Domnul Iisus, al meu bun păstor. Cu El sigur voi ajunge sus învingător. Sus în cer, în nemurire, vreau să fiu și eu. Sus în cer, în strălucire, sus cu Domnul meu. Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu. Un izvor de apă vie este El. Vino suflete, aleargă la izvorul mult dorit. Este loc și pentru tine, vino să fii fericit. Seara când răsare luna, cheamă-L pe Iisus. Spune-i lui în rugăciune tot ce ai de spus. El te ascultă, te primește ca pe fiul său și îți dă în dar iertarea sufletului tău. Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu. Un izvor de apă vie este El. Vino suflete, aleargă la izvorul mult dorit. Este loc și pentru tine, vino să fii fericit. Iar când zorii se revarsă pe cerul senin, rugăciunea ți-o înalță spre Domnul Divin. Mulțumește-i cu iubire, fii încrezător. Sigur nici când nu te lasă, al meu bun păstor. Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu. Un izvor de apă vie este El. Vino suflete, aleargă la izvorul mult dorit. Este loc și pentru tine, vino să fii fericit. Cu recunoștință. Momente ca acestea, Biserica Betania stă înaintea Ta. Doamne, suntem astăzi aici, dar nu prin vrednicia noastră, Doamne. Suntem astăzi aici căci îndurarea Ta s-a nuit față de noi și ne-ai binecuvântat, Doamne. Suntem aici, Doamne, pentru că ne-a ajutat să ne ridicăm din așternuturile noastre, Doamne. Și să fim aici, în locul acesta, loc unde se cheamă numele Tău, Doamne, Dumnezeule. Îți mulțumim că ți-am simțit prezența Ta aici, în locul acesta. Îți mulțumesc că ți-ai cercetat Biserica Betania prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Doamne, am adus înaintea Ta rugăciunile noastre, cererile noastre, mulțumirile noastre, Doamne. Și peste toate acestea așezăm numele Tău, Doamne Dumnezeule. Și cerem ca voia Ta să se facă, Doamne. Mă rog pentru fiecare suflet care este aici în această zi. Te rog să-L cercetezi prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, noi privim doar la față. Dar Tu ești Cel ce privește în adâncul inimii. De aceea, în această zi, ajută-ne.
să stăm înaintea Ta așa cum suntem, Doamne. Vrem să fim o carte deschisă înaintea Ta, Doamne Dumnezeule. Ne ridicăm în această zi în autoritatea care ne-ai dat-o, Doamne, și stăm înaintea Ta, Doamne, și cerem binecuvântarea Ta, Doamne. Te rog să binecuvintezi lucrarea întreagă din această zi, Doamne. Tot ce se face aici, Doamne, să fie făcut sub călăuzirea Duhului Sfânt, Doamne Dumnezeule. Mă rog pentru cei ce vor sluji prin cântare, Doamne, cei ce se vor ridica să vestească cuvântul Tău, Te rugăm să le dai autoritate, Doamne Dumnezeule, și Te rog, Doamne, să cercetezi biserica. Îți mulțumim că ești aici și îți mulțumim că Ți-ai cercetat biserica. Te rog să binecuvintezi, Doamne, cuvântul care astăzi va fi citit aici, Doamne. Doamne, eu știu că cuvântul Tău este dătător de viață, Doamne. De aceea, Doamne, Te rog să cercetezi orice inimă prin cuvântul Tău, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, ca fiecare din locul acesta să putem să spunem: da, cu adevărat, Domnul este aici. Da, cu adevărat, m-am întâlnit cu El în această zi. De aceea, Doamne, Te rugăm, fă-ne trecere înaintea Ta și lasă binecuvântarea Ta peste noi. Amin. Cuvântul din dimineața aceasta se află în Evanghelia lui Luca, capitolul 20, începând cu versetul 9. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta: un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea rodurilor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob. Ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob, ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis: ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit, poate că-l vor primi cu cinste. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis: iată moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierii aceia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis: nici de cum. Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis: ce însemnează cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Amin. Iubiți frați și surori, așa cum stăm pe picioare, aș vrea să facem o rugăciune deosebită în dimineața aceasta. Ne-am rugat pentru bolnavi, ne-am rugat, am adus mulțumiri, am făcut tot felul de cereri, fiecare în parte ne-am adus dorințele înaintea Lui. Aș vrea în această rugăciune să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă să pricepem cuvântul din dimineața aceasta. Dacă vom pricepe cuvântul din dimineața aceasta, vom pleca oameni schimbați. Vom pleca oameni cu altă dorință, cu altă râvnă, cu alt foc în noi. Și cred că asta este voia lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Haideți așa cum stăm pe picioare să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă să pricepem cuvântul. Amin.
Era citit acolo în cuvântul Domnului un lucru că acei oameni nu l-au primit pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu, cu cinste. Și eu nu pot decât să zic, Doamne, dă Bisericii Betania putere să-L primească pe Iisus cu cinste. Amin? Să-L primim astăzi așa cum se cuvine, că-i Fiul de Dumnezeu. Să-L primim astăzi așa cum se cuvine, că este Mântuitor. Să-L primim astăzi așa cum se cuvine, că este viață veșnică și înviere din morți. Să-L primim astăzi așa cum se cuvine, că este marele nostru preot. Nu alții, El este marele nostru preot, înaintea lui Dumnezeu, în templele și în corturile astea făcute de mâini omenești și în cortul acela ceresc. Să-L onorăm astăzi. Haideți să-L onorăm astăzi, bucurându-ne de mântuirea pe care ne-a oferit-o în dar. Haideți să-L onorăm astăzi, deschizându-ne inima pentru tot ceea ce El, prin Duhul, vrea să lucreze în fiecare dintre noi. Că Duhul Domnului este la lucru, fraților și surorilor. El atinge omul din lăuntru și trebuie să simt asta. Și trebuie să las ca Duhul lui Dumnezeu să ne învioreze în această neprihănire a Lui. Dacă noi îl vom lăsa, vom pleca mângâiați, schimbați, atinși. Stăm înaintea lui Dumnezeu și vom cânta o cântare pentru lauda și gloria lui Dumnezeu, timp în care vom face și strângerea coletei. Apoi mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze pe fratele Dane, de la care îi mulțumim Domnului că l-a ajutat să ajungă cu bine în mijlocul nostru, se va închina și el lui Dumnezeu și își va aduce prisosul în această dimineață, lăudându-L și binecuvântându-L pe acela care, cred că și lui, ca și nouă, ne-a făcut nu puțin și mult bine. În urmă, Dumnezeu va binecuvânta și pe sora Lavinia, va lăuda și ea în numele Domnului cu o cântare, apoi fratele Adrian se va pregăti și va sluji lui Dumnezeu din cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place despre Domnul, poate, este un gând. Dumnezeu nu face risipă. Este cineva care are nevoie astăzi de un gând? Este cineva care are nevoie de un cuvânt? Este cineva care are nevoie de atingerea Duhului lui Dumnezeu? O va face Domnul. Dacă nu este nimeni care să dorească cuvântul lui Dumnezeu, nu va fi cuvântul Domnului. Dar să putem spune ca și Domn, ca și oamenii lui Dumnezeu, vorbește, Doamne, că sunt rob. Amin. Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Mărețul har m-a învățat, s-o rup cu orice rău. Cum mi-ați tot harul dat, trăiesc prin el mereu. Cum mi-ați tot harul dat, trăiesc prin el. Slavă îmbrăcat,
Aș dori ca în această dimineață să-i mulțumesc Domnului că ne-a ajutat ca să fim împreună aici în casa Lui, să mulțumesc fraților bisericii pentru dragostea și aprecierea cu care ne întâmpină de fiecare dată când venim aici la dumneavoastră. Noi nu mai suntem oaspeți, noi suntem de-ai casei și mulțumim Domnului că putem să fim împreună și să lăudăm pe Domnul. O cântare pe care aș vrea să o cânt, o cântare probabil care nu prea se cântă de mult, e o cântare frumoasă care ne amintește și ne încurajează în această dimineață că soluția, răspunsul și rezolvarea problemelor noastre este la Domnul, este Iisus Hristos. În păcat și în disperare, mulți trăiesc pe acest pământ. Mulți nu știu de dragostea ce ni s-a dat. Într-o lume întunecată, ce trăiește în păcat, Iisus e răspunsul lumii, singur e. Numele Lui e un răspuns, e un început și un sfârșit. El este drumul și înțelepciunea lui Dumnezeu. Puterea Lui lumină e, precum și marea-i dragoste. E adevăr, e un răspuns, Iisus Hristos. Într-o lume tulburată, cu probleme și necaz, într-o lume de dureri și amenințări, El este nădejdea noastră, pacea doar la El găsim, mângăierea și salvarea noastră El. Numele Lui e un răspuns, e un început și un sfârșit. El este drumul și înțelepciunea lui Dumnezeu. Puterea Lui lumină e, precum și marea-i dragoste. E adevăr, e un răspuns, Iisus Hristos. Dragostea și înțelepciunea Dumnezeu ni le-a arătat. Prin Iisus avem viață veșnică. I s-a dat toată puterea, sus în cer și pe pământ. El e singurul răspuns al lumii întregi. Numele Lui e un răspuns, e un început și un sfârșit. El este drumul și înțelepciunea lui Dumnezeu. Puterea Lui lumină e, precum și marea-i dragoste. E adevăr, e un răspuns, Iisus Hristos. Numele Lui e un răspuns, e un început și un sfârșit. El este drumul și înțelepciunea lui Dumnezeu. Puterea Lui lumină e, precum și marea-i dragoste. E adevăr, e un răspuns, Iisus Hristos. Amin. Te înalți pe tine, Domnul meu, a mea inimă cântă mereu. Tu ești veșnic, puterea ție mare, întreg pământul ți-aduce onoare. Tu ești vrednic, puterea ție mare, întreg pământul ți-aduce onoare. Celui Sfânt, aleluia.
îl slăvim în veci de veci, celui sfânt. Aleluia, aleluia, slavă lui, celui veșnic multă slavă, să îl slăvim în veci de veci. Te slăvesc pe tine, Domnul meu, cu credință cânt eu mereu. Creiat-ai pământul, cerul și vântul, ești împărat, spune cuvântul. Creiat-ai pământul, cerul și vântul, ești împărat, spune cuvântul. Celui sfânt, aleluia, aleluia, slavă lui, celui veșnic multă slavă, să-l slăvim în veci de veci. Celui sfânt, aleluia, aleluia, slavă lui, celui veșnic multă slavă, să-l slăvim în veci de veci. Te înalți pe tine, Domnul meu, a mea inimă cântă mereu. Tu ești vrednic de cinste și slavă, ești minunat, minunat Dumnezeu. Tu ești vrednic de cinste și slavă, ești minunat, minunat Dumnezeu. Celui sfânt, aleluia, aleluia, slavă lui, celui veșnic multă slavă, să-l slăvim în veci de veci. Celui sfânt, aleluia, aleluia, slavă lui, celui veșnic multă slavă, să-l slăvim în veci de veci. Amin. Lăudați să fie Domnul. Iubiți frați și surori, în dimineața aceasta un cuvânt m-a pătruns până în străfundul ființei mele. S-a mintea aici de la Ambon că cel neprihănit în ziua judecății va scăpa cu greu. Mi-a făcut așa rapid o socoteală, nu știu cât de neprihănit, și mă gândesc la ziua aceea că va fi greu de scăpat. Un alt cuvânt însă m-a mângâiat, m-a întărit, este acela că Domnul Dumnezeu este mereu aproape ca să te scape. Dar să pune aici un îndemn, să ne deschidem inimile pentru ca El să poată intra, să poată curăți, să poată fi stăpân și domn ca să ne ducă în împărăția Lui. Aș vrea în această dimineață ca fiecare dintre noi să lase pe Duhul lui Dumnezeu să-L cerceteze. Și să primiți, frați și surori, așa cum primesc și eu, cuvântul acesta cu blândețe. Pentru că acest cuvânt poate să aducă mântuirea fiecăruia care îl primește și îl ascultă și îl lasă să rodească. Domnul să ne binecuvinteze în această dimineață. Iubiți frați și surori, m-am uitat pe textul din această zi, știam că eram programat pentru predică și m-am gândit, iarăși pildă, iarăși s-a mai vorbit de atâtea ori, deja știți aproape tot ceea ce vreau să predic, cunoașteți. Și m-am gândit să-mi aleg un alt text, dar am rămas la acesta, am simțit în inima mea că totuși să vorbesc ceva din cuvântul acesta, mai ales că am observat în ultima vreme Duhul Sfânt ne vorbește pe o anumită direcție, frați și surori. Vorbește tare mult pentru toți aceia care sunt în casa lui Dumnezeu să fie roditori. Amin.
Și cuvântul din dimineața aceasta merge și el în aceeași direcție, motiv pentru care v-am îndemnat la rugăciunea dinainte să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă în stare să pricepem cuvântul. Știți că atunci când ne-am întors la Dumnezeu, parcă aveam o putere de pricepere mai mare, ca și după 20-10 ani de pocăință. Am ajuns ca și cărturarii și ca și farisei să cunoaștem multă Scriptură, să știm multe lucrări ale lui Dumnezeu, dar să ne cunoaștem tot mai puțin inima. Am ajuns să cunoaștem foarte bine ce trebuie să facă cel de lângă noi și puțin ne socotim și ne calculăm să vedem ce ar trebui să facem noi. Aș vrea în această dimineață, iubiți frați și surori, cu ajutorul Domnului și îngăduința voastră, câteva cuvinte din Scriptură să vorbesc. Îmi dau seama că atunci când s-a auzit prima dată pe podul pământului pilda aceasta spusă de însuși Hristos Domnul, o suna deosebit de frumos. Până și vrăjmașii lui spuneau despre Iisus, omul acesta când vorbește, nu vorbește ca și cărturarii și farisei, omul acesta vorbește cu putere. Fapt pentru care ei erau interesați, de unde ai tu puterea aceasta? Era ceva deosebit. În această dimineață, comparându-mă cu Hristos, frați și surori, cred că vă voi plictisi. Dar dacă v-ați rugat din toată inima, în această zi, ca Dumnezeu să vă dea pricepere, frați și surori, să înțelegeți ceea ce vrea Dumnezeu să vorbească din cuvântul acesta, vei merge acasă zidiți. Aș vrea ca Domnul să fie de partea noastră și să ne ajute. Acum, frați și surori, trebuie să înțelegem că Hristos vorbea în pilda aceasta despre împărăția Lui. Știți că via este asemănată cu împărăția lui Dumnezeu. Numai că de multe ori se face și o confuzie. În vremea noastră, al Noului Testament, poporul lui Dumnezeu semnifică cu totul altceva decât ceea ce semna în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, poporul lui Dumnezeu era strict poporul Israel și punct. El era soția lui Dumnezeu, restul erau considerați doar neamurile. În vremea aceasta, împărăția lui Dumnezeu e o mare diferență față de poporul lui Dumnezeu. Din ce cauză? Dumnezeu și-a format poporul acesta dintr-un singur om, prin Avram, spune o cântare pe care l-a iubit. L-a ales și prin Avram și-a creat un popor. Dar împărăția lui Dumnezeu, frați și surori, a fost creată prin Iisus Hristos. Și prin El am intrat acolo noi toți. Și noi toți suntem, nu suntem poporul lui Dumnezeu, acela al Israelului. Noi suntem mireasa lui Hristos. E un cinste mult mai mare, frați și surori, și un har mai mare. Pornim de la lucrul acesta pentru că doresc cu tot din adinsul să duc discuția într-o anumită direcție, frați și surori. Acela a unui fapt care ne face să fim datori înaintea lui Dumnezeu. A fi mireasa lui Hristos nu înseamnă puțin lucru. Hristos este un mire gelos. Dacă sunt miri care își prind miresele așa călcând greșit și totuși le iartă și merg în continuare și fac pasul căsniciei, Hristos este un mire gelos. El nu îngăduiește ca mireasa lui să aibă nici măcar urmă de zbârcitură sau de pată. Și Domnul să ne binecuvinteze cu minte înțeleaptă, frați și surori, și cu veghere și atenție. Acum trebuie să înțelegem că împărăția aceasta a fost ideea și a fost planul lui Dumnezeu. Dacă poporul a fost creat prin Avram, împărăția lui Dumnezeu a venit după planurile, după schița și după toată gândirea lui Dumnezeu. Și El a pus împărăția aceasta. Și în împărăția aceasta, frați și surori, dacă ați fost atenți la ceea ce am citit, spune că a sădit o vie omul acesta și a pus un gard în jurul viei. În împărăția aceasta este un gard, este o limită. De aceea vorbește Duhul Sfânt mai în urmă prin Apostolul Pavel și le spune corintenilor în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 6, să nu treceți peste ceea ce este scris. Pentru că, frați și surori, via aceasta nu e o vie, o vie ca oricare alta. Este o vie sămânată de Dumnezeu. Și pentru aceasta El a pus un gard ca să fie protejată de tot ce e în afară. Și via aceasta trebuie să rămână în granița aceasta, iubiți frați și surori. De aceea în dimineața aceasta cuvântul începe cu lucrul acesta, să nu trecem peste ceea ce este scris. Din ce pricină? Spunea Sfântul Apostol Petru, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin
credință, frați și surori. Când am ieșit din locul acesta, din gardul pe care Dumnezeu l-a creat, să știți că nu mai sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. De aceea se întâmplă multe nenorociri în poporul Domnului. Și multe lucruri vin peste noi și ne întrebăm, Doamne, oare de ce? Pentru că am trecut din granițele acestui cuvânt. Frați și surori, în dimineața aceasta vreau să vă spun că noi vom pleca de aici, dacă Domnul ne va ține în viață până la ora 12 și nu vom mai putea fi la fel. Cuvântul acesta al Evangheliei fie ne va osândi, fie ne va binecuvânta, noi nu mai putem fi la fel. De aceea seamăn în această dimineață Evanghelia ca și norul acela care era în vremea când Domnul și-a scos poporul din Egipt. Știți că ajunseseră la mare. În spatele lor vrăjmașii care vreau să-i nimicească erau foarte aproape și norul care îi călăuzea s-a pus între popor și vrăjmașii lui. Și norul acesta pe o parte, pe partea poporului lui Dumnezeu era luminos și pe partea cealaltă era întunecos. Și Evanghelia, frați și surori, este luminoasă pentru cei care prin întrebuințare s-au deprins asculte de Dumnezeu. Pentru ei, Evanghelia aceasta este da și amin, că e cuvântul lui Hristos. Dar pentru aceia care nu ascultă de Evanghelie, este doar întuneric. Și Domnul să aibă milă de fiecare dintre noi. Acum, frați și surori, dacă cuvântul acesta a fost scris, ne spune Sfânta Scriptură că a fost scris ca o pildă pentru noi, peste aceea peste care a venit vremurile, sfârșiturile vremurilor, ca să nu facem ca cei din vechime și Domnul aceasta să ne ajute, frații mei. Haideți în vremurile acestea să ne punem din nou întrebările, pe unde ne aflăm, în care îngrăditură suntem, pentru că, dragi frați și surori și dragi prieteni, omul nu poate fi singur călător pe lumea aceasta, într-o îngrăditură tot va sta. Dacă nu îngrăditura lui Dumnezeu, are diavolul grijă să-l prindă. Și Domnul în această dimineață să ne cerceteze. Acum, frați și surori, pe lângă faptul că Dumnezeu a pus viei un gard, El a săpat un teasc acolo. Am fost interesat să vedem, curios, să vedem ce însemna teascul acesta, cum arăta. Și am găsit așa scris de cei ce studiază vremurile și știau timpurile acelea, că teascul acesta era așa făcut ca o scobitură într-o rocă, într-o piatră mare. Acum nu știu dacă acolo era la o poale un munte sau ceva, sau dacă piatra aceea mare a fost adusă. Dar problema era că să săpa acolo, să făcea așa ca un lighean. Și strugurii se puneau acolo și erau călcați în picioare. Și era o scurgere pe unde se scurgea mustul. Acum, frații mei, m-am gândit de ce omul ăsta s-a chinuit, a pus pietroiul ăla, a început să-l sape, că nu a fost ușor. Știți de ce? În via aceasta, stăpânul viei se așteaptă să fie rod. Că dacă nu are rod, nu se merită să o țină, frați și surori. Și acum începem să intrăm tot mai adânc în problema acestui text din dimineața aceasta. Pentru că via este a lui Dumnezeu sădită și știți că noi am fost sădiți în Hristos. Și acum Domnul Dumnezeu a pregătit aici un loc în care noi să ne adunăm și să avem roade, frați și surori. Nu putem veni la adunare cu mâinile în buzunar doar să dăm și noi la colectă ceva bani și mergem acasă. Noi trebuie să ne aducem roadele înaintea lui Dumnezeu. Să punea întrebare în Scriptură, cu ce îl vei întâmpina pe Dumnezeu? Cu ce, frați și surori? Domnul să ne binecuvinteze și la aceasta, să fim înțelepți atunci când venim în casa Lui. Și trebuie să aducem roadele acestea, frații mei. Numai că roadele, știți de cine depind? Via este semănată, este pusă, a fost arendată și a fost dată vierilor. Dar rodul viei depinde de cel care o lucrează, frații mei, adevărat? Dacă omul acela care se ocupă de o vie este un gospodar, un om harnic, priceput și care lucrează via la vremea potrivită, îi face toate etapele acelea de tratament și de lucrare, via va rodi. Dar dacă omul acela este unul care va sta cu mâinile încrucișate și las că fac mâine și las că fac mâine și las că face celălalt, cum va fi rodul viței? În dimineața aceasta, cred că Dumnezeu ne trage un semnal de alarmă, frați și surori. Uitându-ne la roadele care le avem, ne dăm seama că așa suntem noi lucrători. După câtă roadă ai înaintea lui Dumnezeu? Dar acum se pune o altă întrebare, oare câtă roadă am? Știți câtă? Atâta cât știm că avem, frați și surori. Nu ne poate înșela nimeni. Pot să predic de la loc, de la amvonul acesta, fraților, suntem o biserică roditoare, că dumneata pe bancă știi
cât rod ai înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvinteze, ca să avem în frații mei o dorință și o luptă și o râvnă pentru a rodi. Avem un cuvânt în Scriptură, în Ioan vorbea Domnul Iisus, iudeilor din vremea aceea, lucrați nu pentru lucrările astea peritoare, ci pentru acelea care rămân pentru viața veșnică. Oare se referea Domnul la faptul că haide să ne dăm toți demisiile, ne adunăm și stăm aici toți pe bancă și așteptăm să cadă mană din cer? Oare spunea Domnul lucrul acesta să nu mai lucrăm? Dimpotrivă, frați și surori, noi trebuie să ne întreținem familiile, dar voi mă înțelegeți bine ce vreau să spun. Când am trecut dincolo de tot ce înseamnă o întreținere a familiei și începem să avem belșuguri și căutăm și mai mult, și mai mult, și mai mult, și toate lucrările noastre înaintea lui Dumnezeu nu-s decât o mână de bani pe care îi dăm, frate, eu nu mă pot duce în lucrare, du-te tu. Și asta e primită, dar frați și surori, să avem grijă că noi ne-am făcut de lucru cu unul care cercetează și gândurile și sămțământul inimii. El știe în deplin ceea ce noi căutăm. Haideți ca să ne punem pe breazdă, frații mei, să punem mâna pe plugul acela al Evangheliei și să ducem breazda dreaptă, că la urmă ne așteaptă o răsplată. Și la urmă, la toate lucrurile acestea, după gard, după teascul acela, într-un mod interesant, stăpânul viei a zidit acolo un turn. Când eram copil, am prins vremea când de la școală ne mai ducea la munci agricole, ne mergeam undeva aici pe sate, cred că la Triteni era, nu mai știu exact, era mic atunci, era vie. Și îmi plăcea tare mult să văd via așezată așa frumos și cum se umpleau coșărcile alea mari de struguri, dar n-am văzut în via asta niciun turn. Niciun turn n-am văzut, orice vie am văzut și în Spania, n-am văzut ziditur. În vremea aceea când Domnul Iisus a rostit pilda aceasta, era obiceiul ca în vie să se zidească și un turn. Pentru că era nevoie uneori, frați și surori, ca via să fie apărată. Și ca oamenii de acolo să se retragă într-un loc care să confere un adăpost, o siguranță. Acum, peste timpuri, noi suntem oameni pricepuți în a spiritualiza lucrurile. Și părul lui Samson înseamnă ceva, și pietrele lui David înseamnă ceva, dar de data aceasta, frați și surori, cu adevărat putem să spiritualizăm lucrurile și să fie adevărate. Turnul care l-a pus Dumnezeu în împărăția lui e Hristos. Și nevoie, fraților, dacă turnul acesta lipsește din lucrarea noastră, n-avem nicio biruință. Spunea aici fratele de dimineață că a încercat și el să facă ceva fără de Hristos și n-a reușit. Lucrările noastre fără ca turnul acesta să fie, frații mei, în mijlocul poporului, nu va avea nicio biruință poporul. Pentru că noi avem nevoie, în primul rând, fraților, să avem un loc unde să veghem. Și locul acesta al vegherii, știți ce înseamnă? Spunea un proroc, m-am dus la turnul meu de veghere. De ce? Pentru că acolo aștepta el răspunsul din partea lui Dumnezeu. Nu de mult pe mașină mergeam spre Aiud și s-a stănit așa o discuție între frați, dacă Dumnezeu vorbește tot timpul, sau... Și s-a adus așa un exemplu pe Avram. Avram i-a vorbit Dumnezeu odată și după 20 de ani i-a mai vorbit odată. Numai că, frați și surori, eu sunt foarte atent la ceea ce învață Scriptura. Chemarea lui Avram n-a fost o chemare de evangelizare. El a fost chemat să meargă într-un loc în care Dumnezeu îl va binecuvânta și prin el să se nască o națiune. Noi avem o altă chemare, aceea de a vesti puterile lui Dumnezeu. Și atunci vine Pavel și spune, numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate, frați și surori, căci Dumnezeu nouă ne-a dat astăzi un har deosebit să strigăm spre El, nu Jehova, nu God, nu Dumnezeu, să strigăm spre El, Tată. Să strigăm spre El, Tată, și un tată vorbește cu copiii, frați și surori. Acum aș vrea să vă spun, dacă este turnul acesta, noi suntem întotdeauna în legătură cu Hristos și El ne spune ce să facem și să nu facem. Și Domnul să ne binecuvinteze să putem să stăm în turnul acesta. Și apoi, frați și surori, dacă vrem siguranță și dacă vrem protecție pentru vremurile care vor veni, e de mare trebuință să păstrăm zidul acesta în mijlocul poporului, clădit bine, frații mei, și să ținem de el și Domnul să aibă milă de noi. Pentru că e vremea, așa cum se amintea în dimineața aceasta, stăm nepăsători, nu știm de multe ori în ce direcție să o luăm.
Când Dumnezeu ne cheamă la El, stăm și ne uităm, oare e glasul lui Dumnezeu? Oare ne cheamă Dumnezeu la lucrarea aceasta? Oare ne trimite Dumnezeu? Iubiți frați și surori, m-am confruntat lunile acestea cu o problemă. Am observat că Dumnezeu nu mi-a mai vorbit. Și am început să mă întreb. Și tot întrebam și m-am rugat. Am luat cuvântul, am zis, da, mi se descoperă în cuvânt. Și aici, în adunare, într-o slujbă, la o slujbă, Dumnezeu mi-a vorbit, s-am vorbit ceva. Îmi vorbise Dumnezeu, mi-am notat pe caie ceea ce Dumnezeu mi-a cerut. De acolo încolo, frașii și surori, El mi-a spus ce să fac. Nu putem să-L întrebăm pe Dumnezeu ca și un popor, cum spune Scriptura, care caută neprihănirea, dar mereu nu ține în seamă de ceea ce Dumnezeu ne vorbește. În fiecare duminică ne venim în locul ăsta și Dumnezeu vorbește de la amvon și noi mergem tot cu gândurile noastre, tot așa de goi, tot așa de seci, frați și surori, și Dumnezeu ne cere în fiecare zi să ne pocăim. Dar până ce nu vom face lucrul acesta, să știți că roadele în vie nu vor fi. Domnul să aibă milă de noi. Mergem mai departe, frați și surori. Și acum ajung la un punct, mă și grăbesc, ajung la un punct foarte important în predica mea, pe care vreau din toată inima să-l țineți minte. Dacă veți uita tot ce am vorbit, nu m-ar deranja, dar lucrul acesta să-l țineți cont. V-am spus de la început că împărăția aceasta Dumnezeu a hotărât-o. El i-a trasat marginile, timpul și a numărat până și numărul neamurilor de plin care va intra în împărăția lui Dumnezeu. Numai că acum vreau să luăm aminte la un lucru. Când Domnul a pus toate lucrurile acestea, El are un plan pe care și-l va împlini, frați și surori. Vă amintiți ce a spus Mardoheul lui Estera? Când Haman a hotărât o zi și un ceas în care trebuia să fie nimicit poporul lui Dumnezeu. A trimis vorbă la Estera și a spus, du-te la împărat, vorbește pentru noi. Estera i-a spus înapoi, știi că este o lege la care eu nu pot să mă duc la împărat. Și i-a trimis înapoi omului Dumnezeu, i-a trimis răspuns, că eu cred că era călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și a spus, să nu-ți închipui că tu vei scăpa. Că dacă tu nu faci nimic pentru împărăția asta, Dumnezeu va aduce izbăvire prin altcineva. Dar tu și casa tatălui tău veți fi nimiciți. Vorbea oare Mardoheu despre Dumnezeul dragostei, frați și surori? Despre El vorbea. Pentru că Dumnezeu are un plan, să știi, frate și soră, dacă dumneata nu faci nimic, locul dumitale tot îl vei ocupa, că nu te dă nimeni din adunare, dar va duce Dumnezeu pe altul în adunare, pe un alt loc și El va face lucrarea ta, dar tu și casa ta vei fi nimicit. Credeți lucrul ăsta, frați și surori? Să țineți minte, e foarte important în dimineața aceasta. Dumnezeu nu vrea șumeri. Niciodată n-a binecuvântat șumeri și niciodată n-a ținut șumeri. Și Dumnezeu a căutat oameni care să se ridice numele Lui. Bătrâni, slabi, neputincioși, chiar copii, Dumnezeu i-a folosit cu putere mare și și-a proslăvit numele. Domnul să aibă milă de noi. Mergem mai departe, frați și surori. Acum, după ce omul acesta și-a zidit via, și-a pus via, a înconjurat-o cu zid, a pus acolo teascul și turnul, a dat-o, a arendat-o, spune Scriptura. Și cui a dat-o? A dat-o preoților, frați și surori. În vremea când Hristos vorbea lucrul acesta, vorbea cărturarilor și fariseilor, acela care reprezenta voia lui Dumnezeu pe pământ. Aceea care reprezenta judecata lui Dumnezeu pe pământ. Dacă cineva vrea să știe ceva din Scriptură, mergeau la ei și îi întrebau și erau sfătuiți și erau luminați. Le-a dat-o lor. Și scopul pentru care le-a dat-o a fost aceea ca să îngrijească de vie. Și când m-am uitat așa în text, mi-am amintit de lucrarea aceea de la început, când Dumnezeu l-a așezat pe Adam și pe Eva în grădina Edenului. I-a pus acolo în rai și aveau și ei o lucrare de făcut. Să o grijească. Trebuia să grijească preoții aceștia de via aceasta. Dar de ce, frați și surori? Ce trebuia să păzească? Trebuia ca via aceasta să rămână, frații mei, aliasă înaintea lui Dumnezeu. Știți de unde și-are obârșia? Spune Psalmul 80 cu versetul 8. A fost adusă din Egipt. A fost luată din lumea aceasta de păcat. Și a fost sămânată via. Și via asta trebuia să rămână ceva deosebit. Cu o rădăcină aleasă. Dar dacă ne uităm în Ieremia, în capitolul 2, cu versetul 21, se întâmplă ceva, frați și surori. Era minunea care omul ăsta care și-o sămânat via să minuna.
Cum de arte am semănat o viță minunată și aleasă? Și dintr-o dată s-au sucit lucrurile și am început prin Duhul Sfânt și continuăm prin firea pământească. Oare cum s-au întâmplat toate lucrurile? Că era uimit vierul, că el știa, frați și surori, ce-o pus acolo. El n-a pus sămânță din asta cumpărată de la Lidl, o pus sămânță curată și adevărată. Dar ce s-a întâmplat? Uitați-vă în Osea, în capitolul 10, versetul 1, este grăitor pentru noi, iubiții mei, frați. Cu cât via asta s-a mulțit și a luat putere și cu cât a fost mai binecuvântată, cu atât au început să apară mai mulți idoli, mai multă fire, mai mult păcat. Pentru că ați observat, iubiții mei, de-a lungul vremii bisericii, când a fost prigonită, biserica s-a lipit de picioarele lui Hristos și a prosperat. Dar când au venit vremurile de binecuvântare, când banii în buzunar stau, când mașinile pe la porți, când toate lucrurile astea, se duce Hristos de la noi. Domnul să aibă milă, frați și surori. Noi suntem preoții astăzi. Astăzi, în Biserica Betania, nu există numai 10-20 de oameni care predică și care fac rol de preoți înaintea lui Dumnezeu. Noi toți, spune Scriptura, formăm o împărăție de preoți și nouă ni s-o dat împărăția aceasta ca să o păstrăm aleasă, iubiții mei. Și Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, încă un lucru. El, oamenii aceștia, preoții, trebuia să facă via să rodească. Și cât să rodească? În Ioan, în capitolul 15, versetul 8, ne spune Domnul câtă roadă vrea El de la noi. Noi ne mai alinăm, auzi, cât de puțină roadă, bine că este, bine că este. Domnul nu a zis așa, dacă veți aduce multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Asta, frați și surori, așteaptă Dumnezeu de la noi în vremea aceasta. Dar oare este o pretenție nedreaptă? Chiar multă roadă, noi suntem oameni slabi, greșitori. Oare e o pretenție nedreaptă? Eu stau și mă gândesc la cuvintele lui Hristos. Spunea El ucenicilor și prin ei nouă, iată că v-am dat putere peste toată puterea vrăjmașului. V-am dat cuvântul care are putere, frați și surori. V-am dat Duhul Sfânt care este Dumnezeu. Și toate astea le-am pus în voi. Oare nu-i destul de drept să aducem multă roadă? Vreau ca Dumnezeu să ne cerceteze, frați și surori. Și aș dori din toată inima ca și gândurile noastre să fie acelea de a trece de grabă la împlinire și la îndreptare. Și Domnul să ne binecuvinteze și la aceasta. Și apoi, ei mai trebuiau să facă orice stăpân de vie. El nu se mulțumește numai cu o parcelă de vie. El dorește ca lângă parcela aia să mai fie pusă una cu mlădițe, una cu o vie tânără care să crească, să se ridice. Nu așteptăm, frați și surori, ca să se înmulțească biserica fără propovăduitori. Doamne, oare cum vor crede? Dar oare cine va merge să predice Evanghelia? Și aici este întrebarea cea mai mare, frați și surori. Cine va merge să predice Evanghelia? Când noi vrem să câștigăm pe oamenii din orașul ăsta cu o trăire morală, vă spun că am cunoscut oameni nepocăiți cu o trăire morală extraordinară. N-aveam ce să le bag de vină, extraordinar. Dar în ziua judecății nu vor merge în împărăția lui Dumnezeu, prin simplu fapt că n-au primit în inimă credința în Fiul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze, frați și surori, cu gândul care era și în Hristos. El a înțeles un singur lucru, n-am bani nici de chirie, n-am măcar unde să-mi pun capul și mâncarea o avea dacă cineva îl chema în casă, dar el a avut un singur gând, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Poate că voia lui Dumnezeu, frați și surori, nu este să ne umble, să umblăm pe podul pământului chiorăind de foame, nu cred că e voia lui Dumnezeu asta, dar cred că voia lui Dumnezeu este să-L vestim și să spunem tuturor ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Și Domnul să ne dea putere și în privința aceasta. Acum, după ce le-a dat via, stăpânul acesta, știți că e un stăpân deosebit, nu este nimeni ca el. Și lucrurile pe care le are trebuie să fie de așa măsură încât nimeni să nu aibă lucruri ca el. Preoții aceștia aveau o datorie, frați și surori, avem o datorie. Trebuia să arătăm via aceasta care Dumnezeu ne-a dat-o, deosebit de soiurile alte de vie. Trebuia să vadă oamenii din lume trecând pe lângă gardul acela că înăuntru este ceva aparte ce ei nu au.
Când am venit în casa lui Dumnezeu, mare fiind, că am fost și când am fost mai mic, dar când am venit mare și am început să înțeleg că Dumnezeu mă cheamă la El, am venit în locul acesta ca într-un loc în care n-am fost niciodată. Un loc în care n-aud muzică de dans, un loc în care n-aud bârfe, n-aud tot felul de lucruri care eram obișnuit și sătul. Am venit în locul ăsta că am știut că aici este sfințenia lui Dumnezeu. Și nu numai atât, frați și surori, este sfințenia copiilor lui Dumnezeu. Ăsta e singurul motiv care m-a făcut să stau în casa aceasta. Slăvit să fie Domnul că n-am știut de toate lucrurile. Dar iubiți frați și surori, în dimineața aceasta, Dumnezeu ne dă harul să putem să ne schimbăm și din locul ăsta să facem cu adevărat o casă a sfințeniei lui Dumnezeu. Că se poate, frați și surori, se poate. Noi trebuie să arătăm oamenilor că suntem altfel. Nu doar prin faptul că venim cu o Evanghelie sub braț și vorbim de un legământ cu Hristos. Și ei vor merge în iad și noi vom merge în rai pentru că noi avem legământ cu Hristos. Dar ne îmbrăcăm ca ei, umblăm după lucruri ca ei, avem ce au ei. Credeți, frații mei, lucrurile acestea? Spune un verset în Vechiul Testament, Dumnezeu vorbește acolo, zice că niciun lucru spurcat să nu intre în casa ta. Dar le avem și le și apărăm, frați și surori, și le și propovăduim de bine. Dar este Dumnezeu care știe toate lucrurile și pe El nu-L putem înșela. Frații mei, aș vrea din toată inima, nu numai așa ca să treacă un timp în predica mea, ca Dumnezeu să ne cerceteze cu deamănuntul, ca în ziua aceea când ne-am întors la El. Când m-am întors la El, eram undeva aici pe o bancă și m-am gândit, dacă viu la Hristos, trebuie să las totul, totul trebuie să las și să încep să zidesc altceva nou. Aș vrea în dimineața aceasta să facem încă o dată lucrul ăsta, frați și surori. Și Domnul să ne întărească să putem să avem putere. Acum, iubiții mei, ce au făcut în realitate preoții? Nu vorbesc despre noi acum, vorbesc despre ei atunci. Știți ce au făcut? La un moment dat au început și au lucrat bine. Au lucrat bine. De altfel, știți că toate începuturile sunt destul de bunicele. Și la noi, în cultul pentecostal, la începutul lucrării, era o lucrare puternică. Era o lucrare puternică. Și am început bine. Dar mai pe urmă au început preoții aceștia să facă câte o spărtură în gard. În locul acesta, în locul acela despre care spunea Dumnezeu, să nu treceți peste ceea ce este scris. Și am început să facem pe Dumnezeu mai îngăduitor decât este El. Și pe Dumnezeu să-L facem mai iubitor decât este El. Și Domnul îngăduie și asta. Și Domnul va trece și asta. Și am început să rupem gardurile, frați și surori. Și Domnul ceartă pe poporul lui. Dacă ne uităm în Psalmul 80, în versetul 12, El chiar aduce acolo în discuție problema aceasta, ai rupt gardul. Și odată ce gardul acesta s-a rupt, frați și surori, poate oricine să intre, poate oricine să iese, nu mai este o rânduială, nu mai știi cine e de-a tău, cine nu e de-a tău, totul este așa o învălmășală. Dar haideți să mergem puțin și mai departe. După ce au spart gardul acesta și au rupt limitele, spune Scriptura că au lăsat să intre acolo și niște vulpi mici. Cântarea cântărilor, prindeți-le, că au intrat pentru că s-a surpat gardul. Vă amintiți, frați și surori, probabil un an să fie. În adunare aici, în locul ăsta, vorbea Duhul Sfânt despre vulpile acelea mici. Vă amintiți? Este o lucrare care Dumnezeu ne-a vorbit nouă direct, nu prin predică, nu prin cuvânt, ci prin dar de prorocie. Ne-a vorbit ca să prindem vulpi. Acum, întrebarea că e foarte importantă, cui revine sarcina aceasta, frați și surori, să prindă vulpia? Nu știu câte familii suntem, ca membri știu, dar ca câte familii suntem. Hai să zicem, suntem 100 de familii. Frați și surori, 100 de familii, 100 de vulpi intră aici. Cine trebuie să o prindă? Să fugă un om după 100 de vulpi sau fiecare să-și oprindă că știi ce am adus în adunare, iubite frate și soră. Eu știu ce aduc în adunare, dumneata știi ce aduci. Haideți să le prindem, pentru că vulpile astea miculuțe, păcățelele astea neimportante, astea strică via, știți când? Când este în floare.
Și când floarea este stricată, rodul nu mai apare, iubiți frați și surori. Putem uda, putem striga, Doamne, deschide izvorul, că degeaba că floarea e stricată. Ați vrea, frați și surori, în dimineața aceasta să luăm hotărârile astea? Nu-i datoria mea să prind vulpea dumitale și nici a dumitale să o prins pe a mea. E datoria ca să o scot eu. Știți de ce? Pentru că în ziua judecății, Domnul Dumnezeu mă va întreba cu ce am venit în casa aceasta și de ce le-am adus. Pe mine mă va întreba și pe dumneata. Haideți, frații mei, să începem să facem o curățire. V-am spus mai devreme că e foarte important să înțelegem că dacă eu nu voi lucra, Dumnezeu va lucra prin altcineva. Dar cel ce va suferi voi fi eu și casa mea. Mă duc mai departe, frații mei. Împărăția aceasta, le spunea Hristos, va fi luată de la voi. Și acum mă gândesc la oamenii ăia care au stat acolo în fața lui Hristos, erau cu hainele preoțești, cu scriptura mare sub braț, erau oameni învățați, au spus ei, nici de cum. Nici de cum. Măcar dacă ați fost atenți la ceea ce am citit, stăpânul a trimis un rob după ceea ce îi se cuvenea. Pentru unii dintre noi, nu știu tinerii dacă ei știu lucrul ăsta, dar imediat după Revoluție, când s-au deschis colectivele, se lua atunci în pământ cu a treia parte sau care stătea mai bine, lua jumătate-jumătate și omul săpa și din ceea ce se aduna venea cel care i-a dat pământul și i-a făcut lucrările și lua două părți și cel ce a lucrat îi rămânea o parte. Uitați-vă că vierul a trimis după ceea ce îi se cuvenea lui și l-a bătut, l-a scos afară și nu i-a dat nimic, nu vi se părea normal ca omul ăla să vină să-i scoată afară din vie și să o dea altora? Era normal, era logic. Dar ei spuneau așa, nu, nici de cum. Știți de ce? În mintea lor era o întrebare, dar dacă Dumnezeu ne ia împărăția, cui să o dea? Cui să o dea? Că noi suntem vrednici. Noi postim de două ori pe săptămână, noi facem rugăciuni la colțurile străzilor. Amintiți-vă, frați și surori, că Duhul Sfânt vorbea unei biserici în Apocalipsa, în capitolul 2, versetul 5, e unul dintre lucrurile care mă impresionează cel mai mult în Scriptură. Și spunea acolo unei biserici că dacă nu te pocăiești, voi veni și îți voi lua sfeșnicul din loc. Și arată Scriptura că sfeșnicul acesta era biserica. Vorbea despre biserica din Efes. Mai există acolo o biserică, frați și surori? O biserică foarte puternică. Dacă citim epistola către Efeseni, erau frați cu o dragoste deosebită, cu o pocăință, cu renume în vremea aceea. Și totuși au ajuns să fie lepădați. Dar oare nu era drept și adevărat versetul care spune biserica aceasta, locuința morților, nu vor birui? E adevărat, frați și surori, dar adunările pot dispărea. Biserica niciodată. Și biserica sunt aceia care și-au pus toată inima în Hristos. Domnul să ne întărească și la aceasta. Acum, nici vierul nu stă nepăsător. Au spus ei că nici de cum. Și drept vorbim, frați și surori, împărăția nu li s-a luat de la Israel. A rămas acolo, dar că pentru unii, dreptul de a intra Dumnezeu l-a oprit. Credeți asta? Și acum vreau să vă întreb ceva, frați și surori, ajung la al doilea lucru pe care vreau să-l țineți minte, alături de acela care v-am spus că e important, că dacă eu nu fac nimic, ca Dumnezeu mă înlocuiește, ajung la al doilea și pe ăsta să-l țineți minte. Ce au înțeles oamenii aceștia? Că Hristos de multe ori a vorbit în pilde în așa fel încât să nu înțeleagă, în alte locuri a vorbit în așa fel încât au înțeles. Dar oamenii aceștia, am citit în versetul 19, ultima parte, știți ce au înțeles ei? Pricepuseră că Iisus spuse pilda aceasta împotriva lor. Și m-am gândit, pe nedrept li s-au spus cărturari. Oare, frați și surori, asta a fost esența lui Hristos în pildă? Asta a vrut El să spună? Știți ce trebuiau ei să înțeleagă? E ceea ce trebuie să înțelegem și noi. Și asta este ceea ce e important. Și esența și tema pildei, poți să pierzi împărăția lui Hristos. N-au înțeles. Ei au înțeles că tot ceea ce s-a vorbit a fost împotriva lor, dar Domnul Dumnezeu i-a intenționat, le-a înștiințat.
Pentru că Domnul, frați și surori, uitați-vă ce fel de lucrare are. El la prima greșeală nu te nimicește. Nici la a doua, nici la a treia, nici la a suta. Câte păcate în 14 ani de când m-am pocăit, n-ar avea Dumnezeu să mi le pună în față. Sau dumitale, după 40 de ani, n-au ar fi foarte multe. Și vedem că totuși Domnul Dumnezeu ne mai poartă. Uitați-vă la felul de lucrare a lui Dumnezeu. A trimis un rob, du-te și spune-le. Și știți ce au spus ei? Dacă ne uităm în Ieremia, în capitolul 6, apare acolo un verset și spune: căutați cărările cele vechi, căutați neprihănirea, umblați pe ele. Și știți ce răspunde poporul? Nu vrem. Și Domnul Dumnezeu ridică și pune pe alții și spune, strigă tare. Și ei spun, nu vrem. Știți ce înseamnă asta, frați și surori? Ați auzit, predică de mustrare. Nu-i mustrare, iubiți frați și surori. Este faptul că noi suntem într-o stare neplăcută lui Dumnezeu. Suntem într-o stare neplăcută lui Dumnezeu. Bisericile pentecostale botezate cu Duhul Sfânt, alea trebuie să clocotească. Și dacă eu am o stare slabă, că nu toți suntem întotdeauna la maximul puterii spirituale, dar biserica trebuie să clocotească, nu din pricina noastră, din pricina prezenței Duhului lui Dumnezeu. Dar Duhul lui Dumnezeu vine acolo unde e dorit, unde e iubit, frați și surori, și Duhul Sfânt a fost dat, nu să vorbim noi în limbi. A fost dat ca să lucrăm cu mâini harnice. Dar să știți, frați și surori, că dacă vom spune și noi, ca și oamenii aceștia, frate Adrian, nici de cum ne vom vedea în împărăția lui Dumnezeu. Eu astăzi vă spun înaintea lui Dumnezeu, oricine nu lucrează pentru Hristos, nu va intra în împărăția Lui. Asta este esența pildei din dimineața aceasta. Și acum aș vrea, frate și soră, să te cercetezi dumneata în lăuntru dumitale. În lumina cuvântului, că dacă ne cercetăm unii după alții și ne uităm unii după alții, aș spune față de unii foarte bun, față de alții foarte rău. Dar cu cine trebuie să mă compar eu? Spune Scriptura să ne comparăm cu Hristos. Nu vom fi niciodată ca El. Și totuși spune Scriptura cum este El, așa suntem și noi în lumea asta. Cum? În gura lui Hristos, frați și surori, întotdeauna au ieșit adevărul. Și gândul care era în El trebuie să fie și în noi, acela de a face voia Ta, Doamne Dumnezeule. Știți de ce? Pentru că în sulul cărții lui Dumnezeu e scris și despre mine și despre dumneata. În sulul cărții lui Dumnezeu e scris, Adi va avea lucrarea asta care o are atât. Nu păstor, nu mare proroc, nu mare predicator mondial, nu, atât. Asta e bucata mea de Evanghelie care trebuie să lucrez. Și dumitale, soră. Și dumitale, frate, ți-a scris ceea ce trebuie să faci. Acum fiecare să facă ceea ce va crede de cuvință. Dar vă spun, frați și surori, că oamenii lui Dumnezeu s-au deosebit și s-au diferențiat față de ceilalți prin multe lucruri. Dar unul anume le stă în caracterul lor și în frumusețea lor. Știți prin care? Oamenii lui Dumnezeu au auzit odată și s-au pocăit. Aș vrea, frați și surori, să ne întoarcem la cărările vechi ale neprihănirii, pentru că astea pe care umblăm, astea noi, nu duc nicăieri. Domnul să aibă milă de noi și poate a fost un cuvânt mai îndrăzneț. Credeți-mă, iubiți frați și surori, dacă Hristos Domnul ar fi vorbit, l-ar fi spus și mai aspru. Știți de ce? Eu ca om slab am o anumită îngăduință față de alții ca mine, că vă înțeleg că păcătuim, dar Hristos Domnul este judecătorul drept și adevărat. Și în urma faptului că a trimis tot felul de lucrători, va veni o zi a judecății. Bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat, frații mei. Îngăduința lui s-a arătat prin două feluri, prin faptul că i-a răbdat pe vierii ăștia și prin al doilea fapt, știți prin care? Și a trimis slujitorii lui care lumea nu era vrednică și i-a lăsat să fie chinuit și să fie batjocoriți de cei care nu meritau harul lui Dumnezeu. Și totuși Domnul în bunătatea lui a făcut și lucrul ăsta. Dar la urmă se va rosti cuvântul dreptății. Și de acolo încolo, frați și surori, începe veșnicia. Unii în râs și în bucurie și alții în plâns. Domnul să ne binecuvinteze ca toți să fim în partea aceea bună a împărăției. Amin. E ca întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu să-și găsească loc în inimile noastre,
nu în urechile noastre, pentru că le auzim, și aceasta se va vedea în măsura în care fiecare dintre noi se va pleca asupra cuvântului lui Dumnezeu, împlinindu-l. Pentru că este scris în cuvântul Domnului că plăcuți lui Dumnezeu nu sunt cei care aud, ci cei care împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Vom sta înaintea Domnului și am dorința aceasta, dacă se poate puțin, volumul și puterea aerului condiționat să fie puțin redusă. Vor sluji Domnului în această ordine Roxana, Daria și sora Nuții. Vor lăuda numele Domnului și vor binecuvânta pe Dumnezeu cel veșnic și sfânt. Apoi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că fratele Cornel este împreună cu noi pentru o perioadă. Dumnezeu să-l ajute în slujire, astfel încât cu toții să fim întăriți în ascultarea noastră față de Dumnezeu, în supunerea noastră față de voia lui Dumnezeu și mai ales fraților și surorilor. Lucru cel mai important pentru o biserică este prezența lui Hristos. Lucru cel mai important pentru o familie este intrarea lui Hristos, Iisus, în acea familie. Știți? Era un om cu numele Zacheu. Viața lui a fost schimbată, nu înainte, ci doar când Iisus a intrat. Cuvintele se pot spune, dar este nevoie de Duhul lui Dumnezeu să folosească această sabie a cuvântului lui Dumnezeu, să taie împrejur inimile pentru Domnul și noi să-L onorăm. Slujesc surorile, apoi fie binecuvântarea Domnului peste fratele Cornel să slujească și să rostească cuvântul Domnului. Amin. E mult prea scumpă viața asta, ca s-o petreci nepăsător. E mult prea scumpă orice clipă, s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scumpă orice clipă, s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scump cuvântul vieții, să-l poți uita și un ceas măcar. E mult prea scumpă rugăciunea, să-i poți nesocoti vreun har. E mult prea scumpă rugăciunea, să-i poți nesocoti vreun har. E mult prea scumpă adunarea, să nu faci totul pentru ea. E mult prea scumpă îmbrățișarea, să-ți pară vreo iertare grea. E mult prea scumpă îmbrățișarea, să-ți pară vreo iertare grea. E mult prea scumpă răsplătirea statorniciei la sfârșit. Să-ți pară acum prea grea încercarea pe care o ai de suferit. Să-ți pară acum prea grea încercarea pe care o ai de suferit. E mult prea scumpă mântuirea, să nu-i dai totul pe pământ. Și pacea inimii și slava
pacea inimii și slavă statornicului legământ. E mult prea scumpă veșnicia s-o dai pe-o umbră și pe-un fum. E mult prea scump Hristos și Raiul să nu dai tot să-L ai acum. E mult prea scump Hristos și Raiul să nu dai tot să-L ai. Ce mare ești, o Doamne, ce mare ești și sfânt, spun soarele și luna și voietul de vânt. Și trăsnetul ce culcă stejarii la pământ, și voietul furtunii și-al păstărilor cânt. Mare ești, mare-i slava ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, cât de mare ești, Doamne, puternic-i al tău nume și sfântul tău cuvânt. De-ar auzi chemarea și glasul tău cel sfânt, de-ar preamări de-a pururi ce mare ești și sfânt. Mare ești, mare-i slava ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Nu ești învins când timp credința, nu ți-ai pierdut și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică, poți fi căzut, dar nu învins.
credința iarăși te ridică. Poți fi căzut, dar nu învins. Nu ești înfrânt cât ai nădejde, și țelul ei rămâne sfânt. Nădejdea iarăși te-ntărește, poți fi trântit, dar nu înfrânt. Nădejdea iarăși te-ntărește, poți fi trântit, dar nu înfrânt. Nu ești zdrobit cât ai iubirea curată și de neclintit. Iubirea iarăși te înalță, poți fi călcat, dar nu zdrobit. Iubirea iarăși te înalță, poți fi călcat, dar nu zdrobit. Biruitor, eroi și vrednici sunt numai cei ce neclintiți duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Dragii mei, pentru mine este o mare binecuvântare pe care Dumnezeu mi-a oferit-o astăzi să pot să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Pe prea puțin pot să spun că vă mai recunosc așa din vedere. Au trecut 27 de ani. Unii dintre dumneavoastră, poate copiii dumneavoastră astăzi au ajuns la o vârstă în care ei au copii. Totuși mai văd aici frați cu părul cărunt, care cu siguranță că sunt bunici, mă rog ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar totuși ceea ce cred că și Dumnezeu poate să facă, părtășia noastră de aici, de astăzi, să fie o oază. Să fie locul în care fiecare dintre noi să ne putem apropia de izvor și fiecare dintre noi să bem din apa aceea care spune cerbul, că el dorește ce fel de apă? Un izvor curat. Și mă rog ca astăzi Dumnezeu să deschide izvorul curat și inimile noastre să găsească plăcere în prezența lui Dumnezeu. Dincolo de părtășia pe care noi avem, faptul că ne vedem fețele, cel mai important este lucrul că și prezența Domnului este aici. Și Biblia spune că și acolo unde își face El prezența, de fapt Biblia spune despre El că El stă în adunare. Aici este locul lui Dumnezeu. Și mă rog ca fiecare dintre noi să facem o prioritate de a căuta locul acesta, de a căuta prezența lui Dumnezeu. Un lucru vreau să vă spun și poate eu să rămâneți surprinși, niciodată Dumnezeu nu va sta de vorbă cu oamenii care întorc spatele. Este foarte ușor să vii în casa Domnului, chiar vorbitorii care au vorbit înaintea mea, să fii aici în casa lui Dumnezeu și totuși să nu înțelegi. Să auzi cântarea, dar să nu poți să înțelegi profunzimea mesajului. De ce? Pentru că cel ce ne dă profunzime este Duhul lui Dumnezeu. De aceea mă rog ca Dumnezeu să lase o ungere proaspătă peste noi aici. S-a vorbit atât de frumos aici, în această zi. Și vreau să-mi continui mesajul meu pe linia aceasta. Marele provocări ale vieții. Vrem, nu vrem. Se întâmplă lucruri în viața noastră care ne marchează viața. Hotărâm în mințile noastre și luăm anumite decizii omenești și ajungem la răspântii de drumuri. Și atunci parcă totul este încălcit și nu mai avem lumină. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că își vă rătăciți pentru că nu cunoașteți.
De aceea mă rog ca Duhul lui Dumnezeu astăzi să ne dea un duh înalt de înțelepciune, pentru ca fiecare dintre noi să putem să cunoaștem voia lui Dumnezeu, pentru că voia lui Dumnezeu este bună și desăvârșită, dragii mei. Haideți să rugăm pe Dumnezeu să mângâie inimile noastre fiecăruia. Unul din lucrurile pe care mi le-a pus Dumnezeu astăzi să vorbesc aici în fața dumneavoastră. Cum poți să faci imposibilul să devină posibil? Mă refeream la planurile care noi le facem, la strategia omenească pe care vrem să o adaptăm, la nevoile noastre, la cererile noastre. Dar vreau să mă întreb și vreau să vă întreb, oare cine este suveranul? Este El? Biblia spune că și gândurile voastre, cum sunt? De multe ori gândurile noastre nu sunt gândurile Lui. De aceea mi-a plăcut foarte mult mesajul de chemare din această zi. Și vă invit să veniți aproape. Vreau în această zi să stăm în prezența lui Dumnezeu. Una dintre marile provocări ale vieții pentru mine a fost momentul acela când Petru spune, Doamne, dacă ești Tu, cheamă-mă și am să vin la Tine cum? Pe ape. Dacă ne gândim în mintea noastră, putem să umblăm pe ape? Petru a fost confuz la început. Și apoi când a reușit să vadă că de fapt era, Domnul Iisus îi spune, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi și am să vin la Tine pe ape. Oare relația cu Dumnezeu trebuie să fie o prioritate pentru noi? Cine are îndrăzneală să intre în prezența lui Dumnezeu? Cel ce are relații cu Dumnezeu, cel ce-L cunoaște pe Dumnezeu, indiferent prin ce problemă trece, el are tăria să meargă înaintea lui Dumnezeu. Și bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, spun lucrul acesta, cel ce caută, găsește răspuns. A umblat Petru pe ape. Chiar dacă a făcut doi pași. Dar vreau să aduc această frază pe care o spunea Petru, la noi, la familiile noastre. De câte ori nu suntem gata să-i spunem Domnului, Doamne, poruncește-ne și vom veni la Tine. Mă gândesc la nesiguranța care s-a produs acolo în corabie. Petru nu era singur în corabie. La faptul că l-au auzit și au spus, Doamne, poruncește-mi să vin la Tine, oare care a fost reacția celor din jurul lui? Toți au fost de acord? L-au ajutat să spună, Petre, tu du-te pe ape? Dimpotrivă. Atunci când se nasc problemele în viața noastră, din păcate, avem alături de noi oameni care ne descurajează. Și cuvântul lui Dumnezeu vine astăzi și ne spune, voi să nu vă descurajați. Să nu-i luați în seamă pe cei ce vă descurajează. De ce? Pentru că Scriptura spune că noi avem un destin. Noi avem o direcție. Noi știm de unde venim și știm unde mergem. Și dacă facem toate lucrurile acestea în numele Domnului, vom avea biruință. Să poți să renunți la sfatul celor care te descurajează. Haideți să ne oprim puțin la Iov. Biblia spune despre prietenul lui care a venit la el. L-a încurajat? Ba mai mult! Soția l-a încurajat, a ajuns până când acolo să-i spună soția lui, blastă-mă pe Dumnezeul tău și vei muri. Dar oare este corect? Vreau să remarc în această zi credința pe care avea Iov. Un lucru spune Iov și care mi-a marcat viața mea, eu știu că răscumpărătorul meu e viu. El a știut că chiar dacă Dumnezeu l-a îngăduit să ajungă pe mormanul de gunoi și acolo să ajunge să se scarpine cu un ciob, el a știut că și Domnul e de partea lui. De aceea, ca și provocare în această zi, vreau să vă spun, atunci când sunteți gata să luați decizii în viață, faceți totul la porunca lui Dumnezeu. Credeți că și Dumnezeu are un sfat pentru noi în toate direcțiile? Credeți că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu înțelept, de o înțelepciune imensă, care poate să cuprindă toate lucrurile? Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al trecutului, ci în fața Dumnezeului nostru totul este un prezent continuu.
El este omniprezent, omniștient, omnipotent. Spune psalmistul într-un moment de descurajare, dacă m-aș duce la marginea pământului, tu și acolo ești. Să ai tăria să te încrezi în mâna lui Dumnezeu. Petre, vino la mine. Biblia spune că și Petru a făcut un pas, l-a făcut al doilea, dar în momentul când a început să se scufunde, ce s-a întâmplat? A strigat și spune că Dumnezeu și-a întins mâna. Oare Dumnezeu este gata tot timpul să-și întindă mâna? Biblia spune că El ne-a scos de jos. Spune Biblia că ne-a pus picioarele pe stâncă. Spune Biblia că ne-a pus în gură o cântare nouă. Și spune Biblia că ne-a dat un nume și numele acesta, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Un lucru vreau să spun în această zi care să rămână în mintea dumneavoastră. Nu uitați că ce aveți valoare înaintea lui Dumnezeu. Oricine ești în această zi aici, în locul acesta, vreau să spun că Iisus te iubește. El a dat pe Fiul Lui să moară pentru dumneata și pentru mine și El astăzi spune, eu te iubesc. Dumnezeu nu ne iubește cum ne iubim noi oamenii. De multe ori noi în relațiile noastre ca și oameni ajungem să avem probleme unii cu alții. Și în rezolvarea problemelor noastre poate am ajuns la nodul acesta să spunem, mi-am rezolvat problema, dar nu mai vreau să am nimic cu el. Nu mai vreau să știu de el. Pentru mine ca și când nu mai există. Oare Dumnezeu a făcut așa? Ce se întâmpla dacă Domnul Iisus ne răscumpăra, ne-a oferit mântuirea în dar și apoi să spună, nu mai am nimic de a face cu voi. Ci dimpotrivă, unul dintre lucrurile care să fie prioritate pentru noi în problemele acestea ale vieții, El să facă parte din viața noastră. Petre, tu vino la mine. Dragul meu, astăzi spune Duhul Sfânt ție care ești aici. Ridică-te din mijlocul problemelor pe care le ai. Ridică-te în autoritatea care ți-a dat-o El și vino prin credință la El. Nu trebuie să faci mulți pași. Petru a strigat și spune că El a fost acolo. În deznădejde, în descurajare, tu strigă înspre Dumnezeu și El este gata să-și întindă mâna. Una dintre lucrurile care le cere Dumnezeului Petru, când îi spune să vină la el pe ape, i-a spus, tu renunță la confort, renunță la corabie. Tu nu vei putea să umbli pe ape dacă vei sta în corabie. Și îi spune, tu fă pasul credinței. Și astăzi Duhul lui Dumnezeu îți vorbește dumitale și vorbește mie. Faceți pasul credinței. Eu nu știu cât costă. Sau nu știu mărimea sau dimensiunea problemelor pe care le aveți sau le am. Dar astăzi cuvântul lui Dumnezeu spune, tu pășește prin credință. Renunță la zona de confort. Îi vorbește Dumnezeu lui Avram, s-a pomenit aici despre Avram, și îi spune, Avram, ieși din țara ta și du-te. Păi, Doamne, ce fac? A pus Avram această întrebare Domnului. Ce fac cu vitele, ce fac cu turmele, ce fac cu tot? Și Avram a spus un lucru. Iată-mă. Ești gata să-i spui Domnului, iată-mă în această zi? Dragul meu, eu știu că zona de siguranță pe care ți-ai făcut-o sau ai construit-o și știu că problemele acestea materiale au început să aibă valori în viețile noastre și știu că problemele acestea materiale ne leagă oarecum de pământul acesta. Dar Dumnezeu îi spune lui Petru, tu dă-te jos din corabie. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cine vrea să mă urmeze, ce să facă? Să se lepede de sine, să-și ia crucea în spate și apoi cât să mă urmeze? De 2 ori pe săptămână? Sau 1 dată pe săptămână? Nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu să mă urmeze în fiecare zi. Doamne, ajută-ne să putem să te urmăm în fiecare zi. Dă-mi voie să spun un lucru în această zi. Nu suntem la voia întâmplării aici pe pământul acesta. Și Dumnezeu a îngăduit în suveranitatea Lui să venim rând pe rând. Și calea noastră spre veșnicie
este un șir indian și fiecare, la momentul hotărât de Dumnezeu, Dumnezeu îl va chema acasă sau va ajunge la momentul hotărât să moștenească împărăția cerurilor cu Dumnezeu. Dacă îmi doresc ceva de la viața aceasta, îmi doresc lucrul acesta ca la finalul călătoriei să fiu împreună cu El. Costă de multe ori să ne lepădăm de noi. Una din pretențiile lui Dumnezeu atunci când îi vorbește lui Moise, spune în cartea Exodului, să nu aveți un alt Dumnezeu în afară de mine. Să nu vă faceți un Dumnezeu din chip cioplit, pentru că și eu sunt singurul Dumnezeu. Dă voie să te întreb, poate să îndrăzneți în această zi, ai un Dumnezeu? Ți-ai făurit un Dumnezeu propriu? De cine îți legi viața aceasta? Așteptările, răbdarea, încă sunt pline de viață? Spune cuvântul lui Dumnezeu tot în cartea Exodului, acolo când poporul se duce la Aron și spune, acum fă-ne un vițel. Dar oare nu era Dumnezeu? Oare poporul acesta n-a văzut mâna lui Dumnezeu? Și totuși, de ce a apărut această situație? Mă întreb de multe ori, de ce în viața poporului Israel ei mereu se întorceau înapoi și aduceau aminte de un trecut? Și chiar au rostit, era mai bine dacă stăteam sau rămâneam. Stăteam zilele trecute de vorbă cu cineva și îmi spunea, de când m-am pocăit, totul îmi merge peste cap. Nimic nu mai merge bine. Dar l-am întrebat, cu adevărat ai pocăit? Păi frate, eu este de ajuns. Atunci când îl punem pe eu-ul nostru, eu m-am lăsat, eu am făcut? Și l-am întrebat, dar care este schimbarea care a făcut-o Dumnezeu în viața ta? Pentru că Biblia spune că noi trebuie să fim transformați, trebuie să fim înnoiți. De cine? De El. Ești transformat? Ești înnoit? Astăzi îți spune Duhul lui Dumnezeu, puneți viața în mâna Lui. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră. Mă gândesc cât de ce era în mintea lui Petru atunci când Dumnezeu îi spune, tu vino la mine pe ape. Era voia lui Dumnezeu? Faptul că el i-a poruncit, era voia lui Dumnezeu, dar el trebuia să intre în voia lui Dumnezeu. Ești gata astăzi să intri în voia lui Dumnezeu? Ești gata astăzi să accepți soluția pe care o aduce Dumnezeu la problema ta? În vremea aceea de tulburare, când Petru la început a crezut că este o nălucă și după aceea el spune că este Domnul, el aduce lumină. Totdeauna Dumnezeu aduce lumină în viața noastră. Dumnezeu nu ne va lăsa confuși în nicio situație a vieții și totdeauna El va fi lângă noi. A avut Dumnezeu o soluție bună pentru Petru? Vreau să spun un mare adevăr în această zi. Cei ce se încred în Domnul, ei sunt ca muntele Sionului. Ei nu se clatină niciodată. Ei stau acolo întăriți. De ce? Pentru că și Domnul este cu ei. Dincolo de puterea mea sau dincolo de voința mea, eu accept voia lui Dumnezeu și sfatul lui Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu îți cere ceea ce a cerut lui Petru. Să renunți la confort, să renunți la barcă, să faci ceea ce n-ai mai făcut niciodată, să pășești prin credință. Spune în Cartea Evreilor că credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Degeaba mergem pe lucrurile tangibile, vizibile și spunem că și noi avem o credință. Să ai tăria să te ridici în autoritatea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, chiar dacă nu văd, eu cred. Chiar dacă Dumnezeu a îngăduit să vină boala sau încercarea, totdeauna să știți că și mâna lui Dumnezeu este întinsă peste dumneavoastră. Să știți că și încercarea nu este o pedeapsă din mâna lui Dumnezeu.
Și încercarea este metoda lui Dumnezeu de a ne face conștienți și ne aduce realitatea în stare care suntem. Biblia spune că El nu va aduce nicio încercare peste puterile noastre. Și noi suntem puternici în numele Lui. Noi ca și oamenii de multe ori spunem, Doamne, s-a terminat. Doamne, nu mai pot. Dar Biblia te numește și spune că Tu ești un viteaz. Biblia spune ce spunea și pasajul din ziua de astăzi, că Tu ești un biruitor. Dar ești biruitor în numele Domnului. Nu mai privi afară. Nu mai privi la valuri. Atâta timp cât vei privi la valuri, frica sau teama te va cuprinde. Dar atunci când faci pasul credinței, te pui în mâna lui Dumnezeu. Mă repet, atunci când facem pasul credinței, ne punem viața în mâna lui Dumnezeu. De fapt, Biblia spune că noi suntem ascunși. Unde? Împreună cu El. Îmi place foarte mult ceea ce redă psalmistul și spune, pentru că faci din el turnul tău de scăpare, spune, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge. Poți să cadă la stânga, la dreapta, tu vei rămâne în picioare pentru că tu te încrezi în Dumnezeu. Spune Biblia, fiindcă mă iubește, voi fi cu el. Când? Unde? În strâmtorare. Când mă va chema, îi voi răspunde. De unde? Din cerul meu cel sfânt. Să trăim o viață dependentă de Dumnezeu. Cea mai mare provocare a vieții în zilele noastre este automulțumirea. Mulți dintre noi spunem suntem bine, starea noastră spirituală este bine, dar nu avem o viață de biruință. Și atunci unde sunt problemele? Mi-a plăcut foarte mult exemplul pe care îl dădea tânărul antivorbitor mie aici. Fiecare are vulpea lui. Fiecare își cunoaște viața. Numai noi oamenii suntem tentați așa să, de multe ori să analizăm în viața celuilalt. De multe ori am spune sau am spus în mintea noastră, dacă era fratele acum la biserică, Domnul lui a vorbit acum foarte bine. Dar dăm voie să te întreb, Dumnezeu vorbește celor care nu sunt de față? Nu. Și Dumnezeu totdeauna are un gând și un sfat pentru mine. Eu cred într-un Dumnezeu care se revelează permanent. Eu cred în inspirație și în călăuzire. Eu cred în puterea rugăciunii. Crezi în lucrurile acestea? Haideți să ne ridicăm, nu pe picioare, din starea noastră de viață. Haideți să ne ridicăm din starea noastră de viață. Vreau să spun o întrebare în modul cel mai serios. Mă repet în ceea ce am spus. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine. Ai lucruri de lepădat? Avem lucruri de lăsat? Atunci când lești ca Duhul lui Dumnezeu să te controleze, Duhul lui Dumnezeu să preia controlul vieții, Dumnezeu în suveranitatea Lui îți va descoperi și spune că și Duhul Sfânt ne va aduce aminte. El îți va aduce aminte de toate. De aceea trebuie să ne ridicăm în autoritatea Lui. Are valoare mare cuvântul iartă-mă? Care este cel mai greu cuvânt din vocabularul românesc? Nu vi se pare că cuvântul acesta iartă-mă este foarte greu? De multe ori prefer să tac sau să taci. De multe ori prefer să plec capul și să plec. Dar oare trecerea timpului rezolvă problema? Nu. Problema se rezolvă atunci când intri în prezența lui Dumnezeu. Spune psalmistul, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele și mâna ta apăsa asupra mea. Dar apoi spune, atunci mi-am deschis gura și ce s-a întâmplat? Dumnezeu și-a întins mâna peste el. Una dintre lucrurile care vreau să rămână o provocare pentru dumneavoastră, tot ceea ce faceți în viața aceasta, faceți la porunca lui Dumnezeu. Fiți întotdeauna gata să renunțați la sfatul celor răi.
sfătuitorii care se nasc și vin în preajma vieții dumneavoastră, trebuie să-i analizați bine. Dumnezeu are oamenii Lui. Dumnezeu are oameni puternici, echipați spiritual. Dumnezeu în suveranitatea Lui poate să dezlege orice legătură, dragul meu. El în autoritatea Lui poate să-ți dea libertate astăzi. El i-a dat libertate lui Petru și Sila și le-ți dă astăzi ție libertate. Poate ești prieten și ești aici, nu știu, pentru prima oară, a doua oară. Vreau să spun un lucru, Dumnezeu te iubește. Vreau să spun că ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Mie, faptul că știu lucrul acesta, că El mă iubește, îmi este de ajuns. Mie, faptul acesta, că pot să-mi încredințez viața în mâna Lui, pe mine mă face să fiu mai puternic. Vreau să te gândești puțin în această zi, la momentul acela când Dumnezeu se apropie de Gedeon. Spune istoria și Biblia despre Gedeon că el era un om nebăgat în seamă. Și totuși Dumnezeu în suveranitatea Lui s-a dus la Gedeon. Să nu te întreb niciodată de ce Dumnezeu te alege pe tine. Să nu te întreb niciodată de ce Dumnezeu te-a ales pe dumneata. Și vreau să spun că toți împreună suntem chemați să slujim. Toți împreună suntem chemați să punem numărul. Faptul că și eu mă ridic în fața mulțimilor și predic Evanghelia, eu nu voi avea o mai mare răsplată ca și dumneavoastră care stați și vă rugați. Cei ce purtați această cauză a Evangheliei în rugăciuni, Dumnezeu spune că și El răsplătește. El binecuvintează, dar trebuie să facem lucrul acesta plin de elan, plin de credință, plin de devotament. Marile provocări ale vieții. Prima provocare să știi că și Dumnezeu te iubește. Să știi că ce ai valoare înaintea lui Dumnezeu. Să știi că trebuie să renunți la lucrurile care nu te ajută să crești spiritual. Să știi să renunți la zona de confort și să fii gata să umbli prin credință. Amin. Dumnezeu a căutat în această zi să ne trezească puțin simțurile și gândurile și la propriu și la figurat. Dar ceea ce este important este că El ne oferă tot ce avem nevoie pentru ca noi să ne hotărâm pentru o viață plăcută și roditoare înaintea lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați pe picioare. Ne vom închina într-o jertfă de mulțumire înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Vrem cu toții să fim mulțumitori, vrem cu toții să fim recunoscători. Și atunci când biserica va înceta, fratele Adi Andruș va continua să se roage împreună cu sora Măruța Mocan. Se va ruga Domnului, vă mulțumi și scuzați, sora Mocan. Și ne vor încredința în brațul Domnului.
Stăm în continuare înaintea ta, Dumnezeule Sfânt, în această zi și vrem să-ți mulțumim pentru că și astăzi ți-a arătat dragostea ta față de noi. Vrem să-ți mulțumim, Doamne Dumnezeule Sfinte, pentru că am putut să fim la părtășie în această dimineață. Îți mulțumim pentru întâlnirea cu frații, Doamne, îți mulțumim pentru întâlnirea cu Tine din această zi. Doamne Dumnezeule Sfinte, de fiecare dată când alergăm în locul acesta, cuvântul Tău ne schimbă inimile, de fiecare dată, Doamne, găsim pace, găsim alinare în locul acesta. De aceea vrem să-ți mulțumim pentru această zi în continuare. Te rugăm, Doamne Dumnezeule Sfinte, să ne binecuvintezi, să lești pacea Ta, să lești dragostea Ta peste noi, Doamne Dumnezeule Sfinte, și sufletul nostru Te va lăuda în continuare. Binecuvintează această zi în continuare. Te rugăm să fii cu noi, Doamne, să ne îmbărbătezi și să-ți facem voia Ta în continuare. Îți mulțumesc pentru toate de acum și până în veci de veci. Amin. Tot mai pot să te laud. Îți mulțumesc pentru fiecare frate și pentru fiecare soră, pentru fiecare copil, pentru fiecare tânăr. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai oameni care Te slujesc pe Tine. Mărește-ți numărul celor care Te slujesc pe Tine, Doamne. Îți mulțumesc că de atâtea ori M-ai ridicat. Îți mulțumesc că de atâtea ori M-ai iertat. Îți mulțumesc că de atâtea ori M-ai vindecat. Dar cea mai mare mulțumire este că îmi dai voie să mă numesc copil Tău. În numele lui Iisus Hristos vin să-ți mulțumesc. Știu că numai prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Știu că prin sângele Lui am mântuirea, iar prin rănile Lui avem vindecarea. Te lăudăm, Tată, îți mulțumim și Te rugăm să rămâi cu noi și în noi. Schimbă-ne Tu, Doamne, adă-ne pe calea plăcută Ție, dă-ne putere să-ți putem face voia Ta și îți mulțumim că Tu faci mai mult decât știm noi să cerem. Îți mulțumesc, Doamne, că Te-ai îndurat de mine, deși n-am niciun merit, dar în meritele lui Iisus Hristos vin să-ți mulțumesc și să Te rog să rămâi în continuare sprijinul și ajutorul nostru. Tu ești Cel care vindeci, ne-am rugat pentru bolnavi, treci pe la paturile lor, Doamne, și atinge-Te de ei, Doamne. Doamne, atinge-Te de sufletele lor și le mărește credința, atinge-Te de trupurile lor și le dă sănătate, Doamne. Îți mulțumim, Te lăudăm, Te binecuvântăm și Te poftim în viețile noastre ca Domn și Stăpân, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Vă rog să vă așezați pentru câteva clipe. Aș dori să aduc înaintea noastră câteva anunțuri în seara aceasta. Tinerii vor sluji înaintea Domnului. Și au ca invitat pe fratele Ionuț Benia, care va veni împreună cu un grup de tineri de la Biserica Pentecostală Carpați. Dumnezeu să-i binecuvânteze! Sâmbătă 1 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură Ioan Flașiu, va fi o seară de evangelizare în care va sluji fratele Gabi Zegrean, și vor intona imnul pentru slava și gloria lui Dumnezeu, grupul Raze și Lumină. Sâmbătă, 1 septembrie, de la ora 18. Pentru acei care doriți să fiți alături de sora Aurelia, aș dori să vă anunț că după masă, de la ora 18, la capela cimitirului din Chepțani, se va desfășura un serviciu de priveghere. Ce vreau să mai aduc înaintea dumneavoastră, toți aceia care v-ați angajat să susțineți lucrarea de Mozambic, fie pentru copii, fie cu orfelinatul, fie lucrarea de a se vesti acolo Evanghelia, ar fi bine ca până la finalul lunii septembrie să fie adunați toți banii. Până după masă, la ora 18, adunarea este liberă. Iar înmormântarea mamei sorei Aurelia este mâine de la ora 12, tot la Chețani. Până după masă, să fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerul și pământul. Amin.